Un cetățean turc în vârstă de 54 de ani a încercat să introducă ilegal în țară mai multe articole de îmbrăcăminte. Este vorba despre sute de tricouri descoperite de polițiștii de frontieră în cala unui autocar care efectua curse Turcia-România. Articolele erau cumpărate din Istanbul și urmau să fie comercializate în diferite piețe din București. Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit în spatele scaunelor de pe ultimul rând al autocarului și în cala acestuia mai multe pungi din plastic de culoare neagră în care au fost găsite 456 de articole de îmbrăcăminte, inscripționate cu numele unor firme cunoscute, produse susceptibile a fi contrafăcute. La cercetări s-a stabilit că bunurile aparțin cetățeanului turc Alice Idice, în vârstă de 54 de ani, șoferul autocarului. Acesta a declarat că bunurile urma să le predea unei persoane, ale cărei date de identitate nu le cunoaște, în București. Existând suspiciunea că sunt contrafăcute, bunurile în valoare de 68.000 de lei, dacă ar fi fost originale, au fost confiscate. Cetățeanul turc este cercetat penal pentru infracțiunea de punere în circulație fără drept a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.